Ce fac fetele mele? Mâncare. Curat. Au venit păsărelele și mi-au mâncat. În fine. Este prima papaya producție proprie. Pune sterilele spre la vasele. Eu pot să stau al timpul meu spre la vasele, pot să stau cât vreau. Adică? Adică spre la vasele. Spălbațele, nu zice cineva de când să stă. Haideți să o tăiem să vedem cum e. De fapt, vedem mai încolo pentru că asta e bună când e rece, așa că o să o bag la frigider. Uitați materialul pentru yoga acrobatic. O să vă arăt mai târziu ce acrobații face Ana. După care fugim repede pentru că ne-a venit bucătăria, frate! Haide! Ați văzut-o? Lum, lum! Tare! Bravo! Am fugit! Am plecat! V-am... Era să vorbesc în portugheză. V-am urs ver. Adică hai să vedem. Au terminat și gardul băieții. Trebuie să-i mai pun terminația, trebuie să-i cumpăr terminația. Poarta este terminată. Așa, acum dau cu lac. Uite cât de bine arată și gardul nostru. Ei, Paulinho. E aici. E aici. Nu, e fără, nu, arci. Arci. Ce-i isu? Îi fac o terminație din metal ca să o pună exact aici pe acest lemn. Aici, pentru că ăsta se crapă și din cauza soarelui și a ploii se deschide și atunci el face așa o chestie asta ca să-l prindă șurubul să nu se... Băi, bătargi! Tot bine? Oh, mamă, cât am mai masa! Deci aici avem... Asta este chiuveta. Cum se pare chiuveta? Eu acum o văd. Acum o vezi, a? Foarte tare! Mamă, e grea rău. Ce zici, mă? Doamne, ce fericită sunt, omule! Este o bijuterie. O bijuterie, ce ai? Nici mai îngățesc cuvintele, așa mă bucur. Eu mă bucur. Așa fac eu când mă bucur, mă blochez și fac așa. Asta e chiuveta, am făcut-o pe comandă. Ce zici, scumpii? Aici avem bidoanele de apă, rezervoarele de apă, pentru că aici noi avem probleme cu apa. Jos o să merg eu să vă arăt. Aici avem lemnele pentru dec. Și aici facem un WC-ul de servici. Și aici facem o spălătorie. Dar mai avem. Suntem în... Under construction. Petrecerea, Gabriel, petrecerea. Petrecerea. Bere și mici. Bere și mici. Chiar ar trebui să facem mici. Ar trebui să facem mici. Ce băiatul ăsta. E, am mai făcut noi și pentru alți clienți, ca să facă baie la câini. La pentru pet shop. Așa a zis el. Asta, deci chiuveta asta e pentru pet shop. Îmi place, ce să mai... Acum cum se va vedea că să punem și marginea aia și tot așa frumos. Și da, avem o chiuvetă. Deci chiuvetă. Mai țineți minte când am luat calul în bucătărie? Pentru asta am făcut chiuveta asta. Deci aici... Asta la adăpăm. Băgăm calul, deschidem geamul, să bea calul direct din chiuvetă apă. Acum trebuie să pună pasta mare, care e dâta mai placa. Ia uite-o cât e, dar e foarte grea. Cuánto kilo stai uma essa placa? Ma, cine mă să-i ajut eu ce? Nu vreau. Se vede frumos, a? Acolo noi am lăsat în colț loc pentru butelie, să băgăm butelia pe aici, pentru că aici va fi aragazul. Să vedem.
dăm o fugă până la Casa Românilor și ne mai oprim și până la noi la cealaltă lucrare să vedem cum mai merg lucrările. Despre ce vorbiți, mă, băieți? Despre îngeri. Ah, ok. Vorbim și noi despre îngeri. Da, da, legul. Mamă, e ribută ta la oră! Bye, bye, bye! Mamă, papi! Se va vei, papa! Papa! Să vă povestim care gluma mă întreabă ăsta, bă, tu vrei să locuiești aici? Zic, eu nu vreau. La vine zice, eu vreau, că aș vrea să stau un pic. Și zic, eu nu vreau, eu dacă e ori o închiriez, ori o vând, fac alte lucruri. Și acum el a început să zică, dacă te pupă un pic și zice, haide, pai, haide, papi. Mamă, papi. Mamă, papi. Ciao, vizinho. E neschimbat. Ce puteam găsi dacă n-a mai lucrat nimeni, dacă băieții sunt în partea altă? Nimic, dar... Să mai vedem, sunt curios, am venit să mai dăm o ochiadă pe aici. Vroiam eu să văd pe aici, pe dedesubt, unde sunt toate legăturile astea. Cum o să mai luăm noi lemnele alea? Dar cred că o să rămână acolo. Doar astea de pe margini ce le-am scos și le-am salvat. Și absolut tot ce-i dedesubt va rămâne acolo. Să le văd, nu prea văd eu cum mai intră cineva să le scoată de acolo. Nu prea sunt, decât asta de susținere cu popii aia micuți. Da. Care cred că nu-i problemă. Ia uite, Laura și-a luat rezervare de apă. Cred că e de 5.000 unde ăla. Da, 5.000. 5.000 de litri. 5.000, 10.000 de litri. E ceva apă. Am venit până aici ca să numărăm palmierii. Da, ați auzit bine. Pentru că, ia uitați, aici la vecin, toți palmierii ăștia sunt curățați și ăștia le alții pică pe noi. Și am venit să numărăm câte picioare de-asta de palmier avem, ca să ne dăm seama pe care le curățăm și să comandăm și noi acest serviciu. Și am venit să vedem ce se mai întâmplă aici la gard. Pentru că lucrăm la gardul de aici, de la Casa Românilor, și trebuie să-l gestionăm și pe ăsta. Am ajuns și la lucrarea asta a românilor aici, să vedem cum mai avansează bungalourile astea. Vai, deci acest tavan fals de angelintă e spectacol. E spectacol. Se lucrează. Și aici avem pe băieții noștri la gard. Gata. Văzut cum stau lucrurile și pe aici, haideți să vedem cum a ieșit bucătăria la noi. Da. Hai, povestește tu cum ești nemulțumită. Nu mai poate de nervi la vinia, pentru că, o să vedeți, aici va veni aragazul și noi am pus zidul acesta pe dedesubt. Vedeți, are... Zidul acesta are un 30 de centimetri ca să poți să, când stai aici, să zicem, la masă, ca să poți să-ți intre genunchii dedesubt, așa, să-ți intre genunchii dedesubt și să ai loc. Și acum aragazul va ieși un pic în afară. La vinia îl vroia așa la față să iasă cu tot, dar de cauza peretelui n-are cum. Ia uitați că a pus aici asta de metal. Aici a pus terminația asta, dar deja s-a crăpat. O să-l pun mâine să o schimbe. La chestiile astea sunt atent. Și dacă ei pe undeva mă știu pe mine că sunt chițibușar așa, nu știu de ce le mai lasă, frate. Păi iară vin mâine și zic, bă, schimbă. Și asta, din punctul meu de vedere, ar fi trebuit să fie cu rotunjirea asta în sus. Nu... În fine, sunt detalii. Le rezolvăm. Cert este că mult a fost frumos, a rămas. Mai sunt o grămadă. Ne apropiem de final, dar mai avem ceva. Vreau că ne intră păsărelele acolo. Oare e bine, o fi bine, o fi rău? Habar n-am. Cu ce ar incomoda, de exemplu, dacă își fac păsărelele cuib acolo, în afara faptului că le aud eu din casă, ceea ce nu mă deranjează? Oare strică cu ceva? Lăsați-mi și mie în comentarii, dacă știți. După ce facem trotuarul ăla aici, toată partea asta o să fie de iarbă. Am plantat palmierașii ăștia aici.
frumos așa. Palmierul ăsta o să-l punem aici la intrare, dar după ce facem, după ce pietruim, mai avem. Nu mult, dar mai avem. Am prins-o. Păi tu mai asta am întrebat, asta am zis și eu mai devreme. Că eu nu știu dacă strică cu ceva sau e bine, nu e bine. Cu ce ne incomodează, că să zicem noi am avea rândunele pe aici. O să ne cânte în cap, nu? Nu, fac mizerie. O să facă cap toate pe peretele, cum e la casa din Sera Grande. Dar da, și adică o să... Păi da, o să pun o scară și o să pun o ceva aici. Și cu ouăle lor ce faci? Păi nu știu ce fac. Uite cum vine, ia uite-o. A trebuit să facem chestia asta mai decât. Repede, poate n-au dăbut ouăle, dar poate își fac câinduri. Ele acum își fac cuvă, dar încât au cerțit mai multe cuiburi. A venit maestrul DJ ca să se ocupe de... Începem decul. Mâine se lucrează la dec puternic, acum au venit de la o altă lucrare și lucrează ca mașinile. Au plecat și băieții de la bucătării. Hai să vedem cum ne-a rămas bucătăria. Ești mulțumită? Foarte. Vreau să-mi pun un bucată de lemn ca să mai... Ca să-l mai ridici un pic, ca să fie la nivel? Da. Deci asta este bucătăria noastră. Aici avem chiuveta. Așa! Cum să zic că e chiuveta asta? Generoasă. O chiuvetă generoasă, din piatră. Și da, asta e. Comentarii la Lavinia? E perfectă de avion. Exact aici, pe colțul ăsta, o să ne vină frigiderul. Și aici ai loc să te pui, să mănânci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iar intră și niște oaspeți. Dar câți vrei să vină? Mulți. Da, și acum trebuie să ne pregătim de lustre. Vai, de câte ori, deci m-au tâmpit lustrele astea. Deci m-au tâmpit. It's gonna be okay. Perfect, două. Și după aceea dai cu... Și după aia vopsim. Exact. Nu? Fix două. Nu mai mult de două, sunt ok două, corect? Corect. Ca să nu mai punem trei. În aici. Niciun caz, dar poate găsește o mică terminație. De bucătărie, nu da. Știu, cu... Poate punem o bentiță. O bentiță. Ceva, cum... Da. Cum ai văzut în partea cealaltă, la casa italianului? Da. Ești mulțumit? Foarte. Cum faci tu când ești mulțumit? Încă ești bărbatul pe care mă mulțumesc.